Claro, claro. Ops! Mulțumim informației Fulger pentru acest medleac care se numește Fata de la Mingir. Hai noroc, hai să ne conectăm, scriem de pe unde ne conectăm, cum ne simțim și mai facem. Azi avem foarte multe vești minunate, foarte multe noutăți bune pentru noi, cei care știm că deja e mai bine. Turnați cu inimioara, cu like-ul să ne vadă mai multă lume, să reușim să ajungem și pe la holding, care au o leagă de Wi-Fi și ar vrea să vadă ce spunem și noi, ce spun și cei care poate nu ascult sfaturile celor de pe la balcoane, de pe la terase, de hoteluri. Noroc, noroc! Bun găsit la acest live, este o zi de luni care nu putea fi mai minunată decât cum este ea acum. E noros aici la Montreal, dar s-a promis o săptămână caldă. Am început să gândesc despre meteo, ujasnă, îmi bătrânesc. Iaca, asta nu contează. Știu că și în Moldova se mai usucă de după ploi urmările, consecințele. Astăzi mai mulți subiecte s-au adunat. A fost duminică protest la Chișinău. Protest anti-guvernamental, să-l numim așa, în linii generale. Despre protest putem să vorbim. Am primit foarte multe mesaje de dimineață pe Lumina și în inbox personal apropo de o investigație. Eu nu știu, băieți, voi cum aveți acces la toate portalurile astea și cum de ele așa de multe, dar eu nu știu de unde ele apar, dar au apărut o investigație în care eu figurează Maia Sandu, Andrei Năstase, Țopa și noi toți acolo avem o legătură. Despre asta puțin mai târziu vă povestesc. Și bineînțeles, azi e o sărbătoare, azi e ziua familiei. Domnul Plahotniuc ne-a felicitat cu ocazia acestei frumoase sărbători și sute de oameni au pus like la poza acestuia, la felicitarea acestuia pe Facebook, nu știu cum, neaducându-și aminte sau uitând sau ignorând faptul că dumnealui în documentarul despre viața lui, despre ziua lui, evita să răspundă atunci când Cristian Dabră îl întreba, vă este dor de copii? El a tăcut, el nu a zis nică. Sau atunci când îl întreba pe Plahotniuc când își mai vede familia, îl spune în vacanță, una, două zile, ce poți face mai mult cu familia? Și eu n-am cum să judic, n-am cum să intru atât de adânc în familia omului, dar hai și nu ne-am bucura așa de tare, sau hai și nu-am favoriza atât de tare un om care este puțin depărtat de valorile familiale, da? Sau și puțin nu ne-a demonstrat încă clar cât de aproape el este de aceste valori, dar în același timp ne felicit cu ocazia zilei familiei, știi? Când un hoț vine la primărie și zici că ia să vă ajut, hai să nu ne-am închinat în fața acelui hoț. Da? Iar și am eu să vă judic pentru aceste decizii, stimată raion Orhei, oraș Orhei, scuzați. Așadar, cu ce ați vrea să începem? Pentru că eu mai am și o bucurie personală care aș putea începe. Pentru că azi, în inbox-ul meu de pe Facebook, a venit un mesaj. Eu de dimineață am anunțat pe Lumina, am creat evenimentul pe Facebook. Mulți dintre voi au zis că da, vin. Pe 17 iulie am zis că fac spectacol de stand-up comedy. Și am zis unde? La Filarmonica Națională. Peste câteva ori prines mesaj cum că Filarmonica Națională a contractat o echipă de muncitori care în perioada iulie-august vor efectua lucrări de reparație a podului. Din cauza ploilor și a ninsorii, podul este deteriorat. Eu înțeleg că ninsoarea a fost amul de blajâni, ploile au fost amul de mult. Dar eu m-am uitat în calendarul evenimentelor la Filarmonic, o să mai fie evenimente, cel puțin până la sfârșitul lunii mai. Și eu mă întreb, oare oamenii vor fi admiși acolo într-o clădire cu podul deteriorat? Hâză! Probabil până în iulie n-a să rezist. Eu nu știu cum să fac legătura, că e în subordine Ministerului Culturii, că nu, dar poate voi puteți să mă ajutați și să judecați, să-mi spuneți, oare de ce astăzi, în ziua în care eu am hotărât să promovez acest spectacol, în care sute de oameni au dat share la anunțul cu acest spectacol, am primit eu asemenea noutate, că Filarmonica Națională nu mă poate găzdui. Eu aș fi bucuros dacă voi în privat o să-mi scrieți, dacă cunoașteți pe cineva, sau poate sunteți proprietarul unui loc de vreo 700, 1000 de oameni, eu nu știu cât sigur să apară, care ar putea găzdui un asemenea spectacol de stand-up comedy. V-aș mulțumi enorm. Ok, pentru cei care s-au conectat nu de mult, vă reamintesc că avem vești minunate, putem vorbi despre foarte multe lucruri. Văd că foarte mulți dintre voi pun feți de astea înrăutățite, sunteți înrăutățiți pe această decizie, administrație de la Filarmonica Națională. Nu trebuie să fiți, spuneți inimioară, prieteni. Noi trebuie să ne bucurăm că aceasta nouă ne dă motiv de lucru și poate chiar a să ne adunăm într-un loc mai bun, pentru că deja e mai bine. Așa și este titlul noului meu spectacol de la Chișinău. Eu nu sper, eu cred și știu că el se va întâmpla. Și locația o vom anunța puțin mai târziu. Așadar, pentru cei care s-au conectat noi de mult, hai să începem să povestim ce a fost ieri, ce protest s-a întâmplat ieri la Chișinău.
Mulți dintre voi au stat pe privesc, au urmărit fără comentarii, fără nota subiectivă a unui reporter sau unei televiziuni sau unei redacții de știri, au văzut ce s-a întâmplat. Au văzut că sunt sute, au văzut că sunt mii, unii au văzut mai multe mii. Eu presupun că au fost mai mult de mii de oameni. Eu presupun că au fost mai mult de mii de oameni. Și mulți dintre oamenii care au fost acolo zic că au fost câteva mii. Ziarul de gardă zice că au fost câteva mii, Agora au zis că au fost câteva mii. La public au zis că au fost câteva sute. Și vai de mine, și pâinică e ochicată în gura redacției de la Publica TV ieri din cauza unei gafe, unei erori a unei reporterițe de la Europa Liberă. Dar hai pentru asta să privim un material de la Publica și împreună să-l comentăm, că nouă asta tare ne place, ok? Pornim cinematograful și deschidem gura pentru adevăr. Așadar. Taradadam, tatam. Hai în primul rând să începem cu asta. Ieri, pe parcursul întregii zile, după protest, în timpul protestului, au apărut circa 60, dacă nu greșesc, de titluri de știri pe portalurile afiliate Partidului Democrat și Puterii de la Chișinău, Puterii de la Chișinău, titluri care aveau cam același fir roșu. Protestul ieșuat. De ce a ieșuat protestul? A ieșuat protestul opoziției. Protestul opoziției a ieșuat. Dar nimeni nu știu cum nu se întreba, deși oare pe scenă nu a apărut niciun politician, dar poate pentru că s-a decis de ONG-urile care participă acolo că noi nu prea vrem să fie politizat acest proiect, această întâmplare. Poate s-a decis că hai să-l facem cât se poate transparent. Poate fețele proaspete și frumoase, tinere de acolo trebuiau intervievate, dar nu îți găsești un om din mulțime, un om care o leacă îi bat și pe celălalt l-ai filmat. Dar hai să dăm reportajul și întind eu atâta raionul Rezina. Este? Este șoata opoziție, 5 partide și 20 de ONG-uri. Domnul Stângaciu, care nu știu de ce este foarte Stângaciu, un accent de logice, dar n-avem cum să-l criticăm. Așa e omul, așa e jurnalistul. Hai să-l ascultăm. Voi le-a cunoscut, vedeți că el e în colț acolo, în colțul ecranului. Ia, sper să-l observați. Așadar, atenție, protest ieșuat. Un nou protest ieșuat al opoziției, 5 partide și 20 de ONG-uri afiliatelor au reușit să adune doar câteva sute de oameni care se opun dreptului cetățenilor de a alege direct deputatul. Chiar și organizatorii au rămas... Opa! El a răgăit sau ne-a supărut? Scuzați, iar nu mă agăț de prostii de astea, de mărunțășuri, dar totuși e interesant. ...de alege direct deputatul, a sute de oameni care se opun dreptului cetățenilor, de alege direct deputatul, chiar și organizatorii au rămas dezamăgiți de numărul mic de oameni care a ieșit în stradă. El zice că organizatorii au rămas dezamăgiți de numărul mic de oameni care au ieșit în stradă. Hai să vedem dacă noi să auzim măcar un organizator vorbind despre asta. Printre cei care au răspuns la apelul de a veni în fața Parlamentului au fost și mai mulți. Deci primul cadru, cadru general cu mulțimea. A doilea cadru, niște tineri cu Gheorghevska elentă și ca și tricouri Rusia. Bajus, oamenii ăștia nu au aflat de pe Facebook despre eveniment. Eu sunt sigur că ei nu au aflat de pe Facebook. Despre acest eveniment. Și sunt sigur că ei n-au șicătat la acest eveniment. Respectiv, eu au fost trimiși la acest eveniment. Eu fi chemat organizatorii? Давай подумаем. N-avem cum să știm. N-avem 4 inși cu costume de Carlos Dreams, îmbrăcați în tricouri cu Rusia și cu Gheorghevska elentăcă. Poți și pentru orice țară vrei, dar mai curată provocare decât asta nu poate fi, da? La un asemenea protest. Tu nu protestezi geopolitică aici, tu protestezi pentru că pe 5 mai socialiștii și democrații au avut un consensus, panimaiși? Și ție nu-ți place acest consensus, că Dodon a venit la putere zicând că, băi, am semnat, nu, când a semnat? În octombrie 2016, când a semnat? Publичное обязательство, не сотрудничать с Плахотнюком, не сотрудничать, ты сказал, нас и коллаборизуй с Плахотнюком. Шаму? Пшиш, май, ну шкум сон дымкладку, вот от это аста. И да я расши не сын тем, ну и сэй жюдикам тет аста. Аша да. Мы Русия и пажора Федерации Русе. Organizatorii au încercat să justifice eșecul prin faptul că autoritățile ar fi ordonat sistarea circulației trenurilor. Imaginile filmate pe unele segmente de cale ferată demonstrează însă că apa a spălat terasamentele pe unele porțiuni, iar șinele au rămas la propriu în aer. Ieri, CFM, căile ferate ale Republicii Moldova, ale Moldovei, au anunțat că se sistează toate călătoriile de tren interne din cauza daunelor aduse de ploaia, de ploile abundente. Călătoriile interne. Trenul de la București,
La Odessa, de la Odessa, Kiev, Moscova, aici te merge eu. Как бы nu-i pericol. La trenurile interne, la 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 la. Măi, și putem să ne dăm cu presupusul, da, dar câți oameni ar fi venit cu trenul într-o zi de ploaie la Chișinău? Poate și un om ar fi venit într-o zi cu ploaie la Chișinău cu trenul, dar ar fi venit dacă n-ar fi sistată activitatea acestor trenuri, понимаешь? Și domnul prezentator sau vocea asta super toaletică pe fundal ne anunță că au fost mai multe segmente și ne arată filmat un singur segment. Circulația trenurilor pe aceste segmente a fost sistată pentru... Un singur segment, repet, care acest segment, uai? ...preveni un posibil dezastru. În același timp mai... Și gata! Mai multe segmente au fost sistate pe aceste segmente și ne arată un loc unde e clar că s-a spălat pământul și e periculos. Închide porțiunea aceea, dar din câte îmi dau eu seama, Republica Moldova mai sunt căi de acces, mai sunt trenuri care circulă prin altă parte. Ei, și să ne dăm noi cu presupusul. Așadar, după asta lumea zice că au fost puțini oameni la protest. Hai să vedem. Multe instituții de presă au manipulat grosolan, jonglând cu cifre de mii, zeci și chiar sute de mii de protestatari. Publica TV pronunță următoarele cuvinte. Mai multe instituții de presă au manipulat grosolan. Asta de obicei la dânșii mantra când îi suit în oglindă sau cum? What the fucking fuck, pățani? Voi n-aveți niciun drept să judecați pe cineva pentru manipulare. Chiar dacă e manipulare, voi trebuie să, pur și simplu, să băgați nasul în pământ de rușini, eu mai eu. Suntem acum în direct. Și aici, atenție. Și aici vedem gafa în direct a reporterului Ala Ceapai, dacă nu greșesc, de la Europa Liberă. Testatari. Suntem acum în direct de la protestul care are loc în fața Parlamentului. În pofida vremii de afară, zeci sau chiar poate sute de mii de oameni au ieșit în scoarul Parlamentului la acest protest organizat împotriva schimbării sistemului electoral. Greșit, Ala Ceapai. N-au fost zeci sau sute de mii de oameni, n-au fost. Ala Ceapai a recunoscut pe Facebook. Căutați-o pe Ala Ceapai, ei pe Facebook are profil public. Încă ceva. Ala Ceapai a recunoscut greșeala și a zis că a fost pentru prima dată într-o transmisiune live. Nu știu câți dintre voi au încercat asta pe pielea lor, dar chiar dacă eu mai am o leagă de experiență, permanent, ia că aici se află un organ cu patru camere, nu se cheamă apartament, se cheamă inimă, el permanent tremură de emoții, pentru că tu ai o responsabilitate, tu grăiești în fața la mii de oameni, hâzi, sute de oameni, oricine te vede, mama, părinții, iubitul, tu ai o responsabilitate și ai emoții, ala au greșit. Și-a cerut scuze public pe Facebook, da? Hai să urmărim mai departe cum tratează această manipulare publică! Solicitați să comenteze acest fals directorul biroului de la... Acest fals! Gata, pățanii, l-a asumat că ăsta e fals! Mai departe! Chișinău al Radio Europa Liberă, Vasile Botnaru, a declarat că responsabilitatea îi revine a reporterului. E probabil din exces de emoții, a spus, sute de mii, evident, n-aveau cum să fie copii. Probabil din exces de emoții, sute de mii n-aveau cum să fie. Deși publica crede că asta cumva întărește argumentul lor că asta e manipulare din partea unor instituții media. Voi iar vedeți, mai, voi vedeți un act și vă pare că e o fabrică de croitorie, eu mai eu. Unde sunt mai mult, eu mai eu. Și reporterul a recunoscut ulterior că a greșit și că nu a fost vorba despre mii de oameni la protest. Oh, minunat! Reporterul a recunoscut că a greșit. Dar voi, publica TV, ați recunoscut vreodată că ați greșit? Poate redacția de la Prime, poate redacția de la Publica, poate redacția de la Canal 2, 3, 33 și-o cerut scuze pentru manipulările din campania electorală de 2016? Amintiți-mi și-o cerut cineva scuză? O, lupu și-o cerut scuză, nimeni nu și-o cerut scuză. Și voi grijiți despre manipulări. Прекрасно, ребята, прекрасно! Analiștii politici califică acțiunea drept un eșec al partidelor de opoziție care se ascunde în spatele unor organizații neguvernamentale și care, de altfel, promovează aspirațiile opoziției. Iarăși, analiștii califică și îl arată pe unul. El este analiștii, el este mai mulți oameni, el așa e de bun că face cât doi, înțelegi? El așa e de prețuit la Partidul Democrat. Cornel Ciurea se numește. În perioada mediatizării votului uninominal, Cornel Ciurea pleca prin raioane și vorbea în săli de nunți. Puteți căutați asta, unii dintre voi chiar și-au văzut pe canal regional, au arătat reportaje. Prin săli de nunți le vorbea la oameni despre și de importanță alegem noi, deputatul lor. Adică noi ne dăm votul, dar alegem deputatul lor. Lasă că merge pentru un kil de macaroane. Așadar, analiștii,
Iată acest Cornel analiștii. În raport cu acele 800, peste 800 de mii de semnături colectate de Partidul Democrat, numărul protestatarilor este foarte mic. E clară intenția organizatorilor de a încălzi publicul și de a crește treptat numărul protestatarilor, dar cred că nu doar timpul este de vină și această prezență modestă a protestatarilor reflectă starea de spirit din societate care nu consideră că pentru moment aceste proteste sunt necesare. Bravo, Cornel Ciurea! Starea de spirit în societate este una de a... Și oamenii cu greu ies la proteste. Atunci când vii cu miile prin raioane, prin centre raionale și faci o butculiță și aduni semnături și zici că noi adunăm semnături ca dumneavoastră să votați deputatul dumneavoastră. Ok, fără probleme, dar și probleme. Și eu mă întreb, eu mă grăghesc, eu vin de acasă la magazin, de la magazin acasă, de la Norma acasă, mă duc să-mi cumpăr un patșibnic la tractor, eu sunt ocupat, eu repede să semnez că ideea e bună. Eu și mă întreb cine promovează această idee, eu și mă întreb de ce Pșă Smarty Plahotniuc a împins această idee, dar după asta nu a apărut la nicio dezbatere publică să ne justifice cumva și aici propune el. Nu, eu n-am să mă întreb că sunt la țară s-o ocupat, eu am alte griji decât au analiștii politici. Panimaș? Și una să adun semnături plecând la oameni și pe urmă falsificând aceste semnături. Și făcându-i pe artiști să susțină acest vot, Zinaida Julia, Geta Burlacu, artiști care nu prea înțeleg și susțin. Și iată să cheme oameni de bună voie într-o zi cu ploaie în care se stat activitatea sau a trenurilor de la CFM, sau s-au oprit oameni cu maxi-taxi prin raioane. Hai să nu luăm apărarea nimănui, hai pur și simplu să ne uităm la cum cineva e ultra-avantajat și cineva primește da hrâna biață în roate. Și roțele și ele de-a măsă patrulea sezon, ele, cârțe. Unul dintre cei care a chemat oamenii în fața Parlamentului, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a declarat într-o intervenție video pe o rețea de socializare că își dorește singură să aleagă deputații. Totuși, ea nu acceptă ca de acest drept să beneficieze și cetățenii care vor schimbarea sistemului electoral. Noi vrem să putem să ne alegem singuri deputații. Vrem să avem dreptul să decidem noi cine este cel mai potrivit ca să conducă această țară. Unii manifestanți cred că nu schimbarea sistemului electoral este problema principală a țării. Noi nu am plecat din țară din cauza sistemului electoral. Noi am plecat din cauza corupției, din cauza economiei tenebrei, din cauza salariilor mici. Nu este cel mai important acum schimbarea electorală. Avem nevoie de o economie. Dumitru Vicol, moldovean, stabilit la Londra, ne vorbește că nu este important acum schimbarea sistemului electoral. Voi ăștia de la publică ați tâmpit la cap, voi nu înțelegeți că lucrurile astea care răsună în reportaj nu vă avantajează deloc. Dumitru Vicol zici că nu ne arde acum. Candu vorbea la Prime despre cauza greșită, determinarea problemei greșite. Voi ați determinat greșit problema, nimănui nu-i arde de schimbare electorală. Arătați-mi că n-a să puteți atunci să-i manipulați pe oamenii, pe aleșii poporului. Arătați-mi că există o justiție independentă. Arătați-mi că Banca Națională, că Procuratura, că Ministerul Justiției și nimeni este pe acolo, ce ne au, tot asta e independent. De un domn într-un hotel care trăiește singur și face joacă șahmate cu Cristi Tabără la 6 dimineața în timp și face sport. Arătați-mi asta! Și atunci des schimbăm sistemul electoral sau jucați după regulile jocului în 2018 și după asta implementați până în 2022, nu? Arătați că vă pregătiți pentru asta. Dar nu ne luați prin surprindere, domnule blogger Andrean Candu. În ajuns, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a declarat că modificarea sistemului electoral este dreptul suveran al oricărui stat. Избирательная система является суверенное право любого государства. Но существует тоже международные обязательства, связанные с Советом Европы, связанные с ОБСЕ и, конечно, теперь после визита Венецианской комиссии нам надо всем ждать выводы Венецианской комиссии. И это очень важно, что их рекомендации полностью считаются в принимании любой изменений. Принтере манифестанции я рауши его. Что вот это? Что вот этот аргумент? Pirca Tapiola ne-a științat că este dreptul suveran al unui stat presupus suveran Republica Moldova cu armata altei țări pe propriul teritoriu, de asta și suntem suverani, să ne alegem propriul sistem electoral. Da, maladeț!
Cum să-mi scrie asta în faptul că acest protest este eșuat? Ia neponel, dar treaba jurnalistică este vo. Oameni aboliți de alcool. De ce se pare că corupția... Reporterul Publica TV, Victoria Criucova, îi zice unui om în stare de ebrietate, servit, care are peregar, îi zice cu un pic să simte, pute-i că ai băut. Vocea anterioară ne povestește nouă că au fost oameni, asta e pluralul substantivului om, oameni, care au băut. Eu nu știu cum se întâmplă la Publica, probabil lor și când salariul de ele, să zice, azi prindeți salariile, domnule, adică îți dau mai mult salarii sau cum, la dăși, permanent tot e la plural, da? Deci, pățanie adoră hiperbola. Eu nu știu cum asta se explică, dar urmează să investigăm asta. Dacă există psihologi, lingviști în comentarii, vă rog să-mi dați de înțeles cum se caracterizează un om care abundă cu pluraluri atunci când vede singularuri în viață. Și omul s-a dus și-a rupt o bucată de braț și rugă-mă ca să nu pută. Maladeț! Om bat, dar e galant! Respectuos, trebuie să-i mulțumesc pentru asta. Presa a comparat protestul de astăzi al opoziției cu acțiunea organizată de PDM în data de 9 mai. Astfel, dacă azi s-au adunat... Asta e genial! Presa, nu ne spune care, dar presa, că există presa și non-presa, a comparat acțiunea de astăzi a opoziției, iarăși, nu zici că au venit oamenii reali, nu politicieni acolo. Presa a comparat acțiunea opoziției cu... marșul din 9 mai, evenimentul din 9 mai organizat de PD. De ce presa ar face acest lucru? De ce? De ce presa n-a comparat cu prima ediție a festivalului Woodstock? De ce presa n-a comparat cu un ghetou din Polonia? De ce? Deci care e legătura? Din 9 mai, icarusuri cu oameni plătiți, icarusuri fără perdele, în care oamenii idei n-aveau de ce au venit, în care le dădeau chepși, măși, culioșele, la ridiere, 100 de lei, o noapte bună, să ne votați pe noi, cu oameni care au ieșit la un protest antiguvernamental. De ce să compare asta? Noi și la protestul ăsta antiguvernamental am chemat Ozonul să se reunească sau și? Sau curul Ana Lescu s-a întins acolo pe scenă? Ne dumă eu! Doar câteva sute de oameni, Partidul Democrat a reușit să adune la începutul acestei săptămâni peste 50.000 de persoane la un concert organizat cu ocazia Zilei Victoriei și Zilei Europei. Prieteni, vă rog, haideți în comentarii și în like-uri să punem floricele pentru Partidul Democrat care a reușit să adune 50.000 de oameni. Au reușit să adune, dar știți cum au reușit să adune? Liderul lor, președintele partidului, Vlad Plahotniuc, a ieșit în mulțime? Nu. A făcut un live pe Facebook și a zis: bună ziua, prieteni, sunt Vlad Plahotniuc. Sunt acasă la mine, în cvartiră, cu familia. Ciocnescu, apușară, o bericică nefiltrată. Vreau să vă invit de 9 mai să fim mai uniți, mai integri, să sărbătorim. Să sărbătorim, să comemorăm, să avem fețe treză, să fie totul bine și frumos. Facem. El asta a făcut, înțelegi? Nu au fost autobuze plătite. Nu a fost nici organizat, dar Boże upasi. Dar nici socialiștii nu au făcut asta, înțelegi? Când ai de comemorat niște oameni morți, și faci? Deci, blin, eu am o tragedie. Neacă, mi-a murit bunicuța. Bunicuța a murit într-un război. Da, și eu mai găsesc oameni care tot au rude, care au murit în acel război, mă înțeleg cu dânși și primul găsesc cineva care să ne aduc cu marșutca, flori și flaguri și poate chiar niște postere și de-am cu dânși împreună să o comemorez pe bunicuța. Pentru că nu e așa în pasă de cei care au plecat, nu? Iată. Dar așa și PD-ul a făcut. Un mare marș din 9 mai. Eu n-am văzut atâta amărășiuni în oameni, eu atâtea mesaje prinisem pe 9 mai și video de oameni care zic, băi, nu știu ce să fac. Partidul Democrat, la capitolul marș, la memorial, au bătut comuniștii și socialiștii, la cantitate, înțelegi? Și nu știu cum să reacționez, și asta, și planetă suntem. Care ziua Europei? Au mediatizat cineva importanța Zilei Europei? Ne znaio. Dar totuși, Publica ne anunță, repet, că presa a comparat aceste două evenimente. S-a fost în temă. De ce l-au comparat cu un teatru de la Guguță, Yo Ma Yo? De ce n-au comparat cu totul altceva? Cu oamenii care au privit documentarul cu Plaha și-o plâns? În cursul acestei săptămâni, partidele de opoziție și ONG-urile afiliate politicilor au organizat proteste zilnice la care se adunau doar câteva zeci de persoane. În același timp, în susținerea modificării sistemului electoral, PDM a adunat peste... Nu! Nu! Voi ați urlat două luni, că asta nu e susținerea modificării sistemului electoral. Asta e susținerea modificării sistemului electoral în favoarea votului uninominal. De două luni,
Domnul Sergiu Sârbu a zis că am acest un mare scop. Acum, în sfârșit, totul ești bine. Uitați-vă, stăpânul ce am adunat. 850 gemii de oameni. Gemii de oameni. Gemii de oameni. O adunat. 850 de mii. Și acum cu cine am înțeles? Cu cine am ales? 850 de mii de oameni au vrut schimbarea în favoarea votului uninominal și tu? Peste noapte, peste câteva ore, zici că... Ai, buleci! Am ales consensus, am ales consensus. Dar consensus în favoarea cui? Pentru că am tot zis că pe noi nu avantajează tare acest consensus. Dar tot domnul și eu zis, pe noi ne avantajează și una și alta. Consensus în favoarea cui ei? 850 de mii de oameni înseamnă că sunt de acord cu schimbarea propusă de Dodon? Oh, dar pe ce se schimbă regulile de joc, pățanașii? Se schimbă regulile de joc cu tetu! Afigenă! 850 de mii de semnături. Toate sondajele de opinie publică arată că majoritatea cetățenilor doresc modificarea actualului sistem electoral. 74 de deputați dintre cei 81 prezenți la ședință au votat în prima lectură comasarea proiectelor privind votul uninominal și sistemul mixt. Astfel, compromisul larg în legislativ între partidele puterii și opoziției este în favoarea sistemului electoral mixt. Proiectul a fost expediat Comisiei de la Veneția pentru examinare. Normal, pățanii își spală urmele. Cineva a auzit să spună despre votul uninominal ceva aici? Nu. Gata. Schimbarea sistemului electoral și comasarea au avut loc în favoarea celui mixt, ok? 850.000 de oameni sunt de acord cu asta. Ei, ребята, noi suntem 1300 de oameni acum. Hai să facem repede un sondaj de opinie. Aruncați în comentarii un da sau nu. Dacă sunteți în favoarea schimbării sistemului electoral, acum, în 2018, înainte de în 2018 și înainte de alegerile din 2018. Da sau nu? Repede scriți. Facem un sondaj de opinie. A să vedem, a să ne includă la publica la știri. A? Hai să vedem. Poate. Că noi suntem 1300 de oameni, asta e un eșantion destul de mare. Sunt oameni din diaspora, noi așa sunt și oameni din Chișinău. Hai să vedem. Poate să ne includă și să zic totuși un sondaj de opinie făcut de reptiloidul mafiot Andrei Bolocan a demonstrat că nu chiar toată lumea e de acord cu schimbarea asta. Amu, sunt probleme mult mai grave de rezolvat. Poate, poate să ne includă. Ide znai. Iată așadar această perlă minunată care a fost la publică, dar publica asta îți dai seama, numai una, numai o parte din TED. Online nu a fost foarte bine acoperit. V-am zis, a fost peste 60 de titluri, de știri care vorbeau despre faptul că protestul a ieșuat. Eu am văzut câteva live-uri de acolo, am văzut live făcut din NATO de acolo, am văzut ce a zis acolo, eu am văzut oameni înaripați, oameni care super sumbri și triști, că poate le-s eu afaceri, poate n-au de lucru, n-au și mânca, copiii lor s-au plecat prin Irlanda, Franța, Moscova, Canada, dar oamenii ăștia încă mai au o fărâmă de speranță, ca și mine de altfel, ca și noi tăța și plecați. Bun, nu generalizez, dar foarte mulți din așa plecați, își au rădășinile acolo și tare își doresc să revină într-o țară sănătoasă. Hai că asta e presentimental, amu, să nu grăim despre asta. Iarăși, asta e prima perlă despre care am vrut să vă vorbesc azi. Știrea care a răsunat la publica și în TED Holding-ul. Ia că vedeți, vedeți și buget are emisiunea Lumina, nici măcar aici de mea nu lucrează. Gata, am început, lucrează. Dar bucuria care m-a înveselit azi dimineața este că vreo 10 oameni în inbox, în mesajele private, vreo 10 oameni pe Lumina, mi-au trimis screenshot-uri și link-uri cu o investigație. Ci că un blogger a făcut o investigație. Și așa și este, știi? Blogger a făcut o investigație și după asta ne arată TodayMD, Moldova24.info, HotNewsMD, am uși noi să vorbim alea despre site-urile astea. Te-ți publică un articol care e preluat de pe un blog și lumea scrie, voi nu vedeți că e oglindit amu, dar dacă vreți pot să dau screenshot-uri sau să postez acest link, putem să le facem niște vizionari la oamenii ăștia. Bloggerul Eduard Frunză a descoperat, deconspirat o legătură dintre o persoană înregistrată pe Facebook ca Lilia Andrusiv, care se pare că este administratorul paginii Lumina al Andrei Bolocan. Ce înseamnă asta? Frate, ce-o luat pățanii? Pățanii au luat așa o postare. Lilia Andrusiv dă share la o poză, la un screenshot făcut de Lumina. Și atunci când eu comentez sau când cineva face share la ceva ca Lumina, apoi eu ca administrator a paginii Lumina pe Facebook, eu apar ca Lumina în primul rând. Sus eu pot să mă schimb ca Andrei, să devină Andrei Bolocan sau orice altă pagină tu administrezi. Amu Lilia dă share la asta. Eu am luat o poză și o copiat-o și o postat-o la dânsa.
Și aici s-au aprins, au zis că dacă Lilia postează poza asta, înseamnă că e administratorul Lumina. Dar pe Lilia s-o întrebe? De ce s-o întrebe dacă asta e investigație? Dar pe Andrei s-o întrebe? De ce s-o întrebe dacă asta e investigație? Mult mai ușor să lansezi un căcat de informații care să fie răscurtit la 10, 20, 100 de oameni, dar măcar o leacă poți să transmiți virusul ăsta. Măcar o leacă poți să infectezi niște urechi. Pe mine foarte puțin asta mă doare, pentru că eu am peste 350 de oameni care mă susțin lunar, financiar, pe patreon.com/fedot. Mulți dintre acești oameni eu îi cunosc. Cu alea că mai puțin din acești oameni eu m-am cuprins și am băut o bere. Cu și mai puțin din acești oameni eu poate chiar și-am petrecut o noapte la vilă. Salut, Arcadie! Iată! Dar există mulți oameni care poate nu cunosc și ar vrea să îndrăgească emisiunea Lumina și citesc acest rahat și zic: uite, mânăcică, bătâșcă, n-am înțeles nică, dar-i tare râu. Înțelegi? Și ca redacții de știri, Moldova24.info sau TodayMD, oameni, redacții de știri care au pagini pe Facebook cu 10.000 de like-uri, la care mulți dintre prietenii mei au dat like, ei lansează asemenea știri. Și pe lângă asta ei mai au și canale de distribuție. Multe alte canale de distribuție care se numesc troll, cu profiluri false, care aruncă, tăguiesc oameni. Înțelegi? Și eu prinesc tot știrea asta. Eu aș putea să mă apuc amul să citesc fiecare din momentul acestui articol, fragmentul acestui articol, dar el așa de tare rupt de realitate, încât ne-i se face rău. Știți momentul acela când ai băut mult, mult, mult și simți că mușța și rău. Dar înainte ca simți că și rău, te oprești. Așa e și cu textul la acest articol. Eu m-am oprit la un moment dat când am simțit că sunt și tare rău. În mare esență, este demonstrată legătura, dar știți cum este demonstrată? Se grăiește despre faptul că Lilia, o fată pe care eu nu o cunosc, este administratoarea paginii Lumina. Lilia lucrează la o companie care acasă se află într-o clădire cu platforma DA și de asta Lilia o susține pe Maia Sandu și de asta Țopa îi stăpânul la Partidul Acțiunii și Solidaritate. Și caut eu în toată schema asta. De ce nu-ți puteai deodată din început la Lilia? Sau de ce nu-ți puteai de sunat pe Lilia? Sau de sunat pe mine? Sau de contactat și de întrebat? De ce asta trebuie schema investigației? Eu tare sper și aștept acest text să apară pe publica. Pentru că atunci când ei vor merge va-banc, asta într-adevăr și e frumos. Așa că eu aștept cu nerăbdare. Prieteni, în mulți dintre voi am încredere și am mari speranță apropo de voi, că de fiecare dată când vedeți o informație, să mă întrebați care este sursa acestei informații și să vă întrebați, dar oare este adevărat? Dar oare autorul acestei știri este un om care aparține mediului jurnalistic sau pur și simplu este un om plătit? Și atunci când Moldova24, TodayMD, HotNews.md, scriu bloggerul Eduard Frunze, ради бога, intrați pe acest blog, voi și l-ați șăruit, bloggerul Eduard Frunze, ia că unde el, ia că pam, bloggerul Eduard Frunze, intrați pe site-ul lui eduardfrunze.wordpress.com și vedeți ce fel de blogger e el, ia? Lumina în proiectul Lumina, tax, articol, da, e chestia despre care vă vorbim, pam, și investigația se termină cu întrebarea, iar acum mă întreb dacă nu cumva Țopa e sponsorul general a partidului PAS. Și are asta cu Piridacea Lumina? Și are asta cu mine, bratan? De ce mă faci să sughiți degeaba? Și atunci când intri, întreabă-te, dar și eu mai publicat oare Eduard Frunze? Cine este acest Eduard Frunze? Apăsăm pe homepage și Eduard Frunze are un singur articol pe blog. Unul singur, de el de mui blogger. Dar cum așa e posibil, prieteni? Nu poți... Dacă eu salvez o mâță din copac, eu nu pot să mă numesc pompier, înțelegi? Nu pot. Einmal ist keinmal, zice neamțul. Odată înseamnă niciodată. Nu poți să publici un articol, să numești blogger. Vă rog frumos, nu dă de și. E că este și Lilia Andrusev printre comentarii. Lilia Andrusev mi-a scris, mi-a zis, nu te cunosc eu cu tine și n-am lucrat eu cu tine, Andrei. Mă crezi și eu zic, te cred, eu m-am uitat cât te plătesc. Și what the fuck, de și asta există, înțelegi? Lilia. Noi ținem pumnii unul pentru altul, poate să ne vedem la Chișinău, poate la spectacol ne vedem. Și apropo de spectacol, pentru cei care s-au conectat nu de mult și n-au auzit ce a fost la început, încă o noutate faină care m-am trezit eu azi dimineață este un mesaj din partea administrației Filarmonicii Naționale, cum că după ploi și ninsori urmează să fie reparat podul. Și taman în perioada în care eu trebuie să am spectacol la Filarmonica Națională, o să fie reparații la Filarmonica Națională. Noi știm că ninsorile au fost la Paștele Blajinilor, noi știm că ploile au fost nu de mult. Asta înseamnă că podul deja e stricat. Cu toate astea, Filarmonica Națională are o serie de evenimente pe care le desfășura, cel puțin din calendarul lor, până la sfârșitul lunii mai.
Nu știu cum oamenii se intre acolo cu podul stricat, vă rog frumos să aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că podul e stricat la filarmonică. Stai, am ceva în ochi. Iată, dar spectacolul meu pe 17 iulie nu mai poate să aibă acolo. E o coincidență sau nu, pentru că tocmai azi m-am apucat să promovez acest spectacol? Pentru că tocmai azi am lansat sute de invitații, pentru că tocmai azi am făcut pagina evenimentului și am spus că seara vreau să lansez și site-ul și link-ul cu bilete online de vânzare? E o coincidență sau nu? N-am cum să știu. Probabil ar trebui să încep să citesc mai des horoscopul, să-mi determin și mă aștept pe parcurs zilei ca să știu cum să acționez. Dar rugămintea mea către voi e dacă cunoașteți pe cineva care are o sală sau poate sunteți proprietarul unei astfel de săli care ar putea găzdui vreun 700 de oameni cu un spectacol de stand-up pe care eu să-l scriu, să-l regizez, să-l performez acolo, vă rog frumos dați-mi de știri în privat. Noi o să restabilim anunțul cu spectacol, eu o să vă rog enorm să mă ajutați cu share-urile și cu distribuția, pentru că eu n-am o publică, n-am un prime și depind foarte mult de voi, așa că orice share, orice like contează foarte mult pentru mine, fără un buget de promovare și fără o echipă de troli. Așa că noi să anunțăm pe parcurs. Deocamdată muncim la găsirea, descoperirea unui astfel de loc. Am variante open air, am variante în interior. Eu, bineînțeles, aș prefera în interior ca să fim siguri că dacă plouă, bate vântul sau ninge, cum de obicei se întâmplă în iulie, în Moldova, noi avem unde să ne ascundem. Așadar, prieteni, vă mulțumesc încă o dată că ați fost activi și m-ați susținut, să ne spun în continuare, sunteți foarte receptivi la mesajul meu deja, care l-am lansat apropo de găsitul Sally. Și hai să ne înțelegem cu unii dintre voi și obțin, dacă Plahotniuc ne mai felicit cu ocazia zilei familiei, hai să noi punem like chiar cu atâta ușurință, hai să și moleac mai critici, că avem de unde, avem discernământ, avem înțelepciune, putem să criticăm. Vă mulțumesc pentru atenție, vă reamintesc că emisiunea Lumina poate să fie susținută pe patreon.com/fedot cu o contribuție lunară. Puteți contribui chiar și cu $1 pe lună. $1 asta e cât o bere. Asta e ca și cum eu aș scoate 5 live-uri, 5 video pe lună și voi ne-ați spune o bere și eu v-aș fi mulțumitor pentru asta și voi ați contribui la existența, continuitatea unui astfel de proiect. Dacă vă place, bineînțeles. Puteți să o susțineți și pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Vă mulțumesc enorm, ne vedem cu foarte mulți dintre voi la Cluj pe 17 iunie, nu încurcați, eu tare des încurc lunile astea, iunie cu iulie. 17 iunie la Cluj, la Cinema Dacia. Ok? O să încerc să arunc biletul, link-ul pentru bilete mai jos, sau poate îl postează cineva din organizatori, am văzut că sunt activi în comentarii. Și pe 17 iulie, eu încă mai sper și tare vreau să ne vedem la Chișinău, ok? Țineți pumnii pentru mine, eu țin pumnii pentru voi, v-am pupat, vă cuprind, vă mulțumesc tare mult pentru orice fel de susținere de care dați dovadă. Hai noroc, trăiască adevărul! Bye, bye!